întrebări, căutăm împreună răspunsuri. Împreună pe aceeași frecvență, e simplu. Ești la psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Așa cum v-ați obișnuit deja, începutul de săptămână ne prinde la psiholog, alături de psihologul Raluca Anton. Bine ai venit, Raluca, în direct pe Drum cu Prioritate. Și uite că ne întâlnim și într-o astfel de zi, în ziua îndrăgostiților, cu foarte multe întrebări pentru tine, întrebări pe care și nouă ni le-au adresat ascultătorii pe parcursul zilei. Dom'le, dar chiar avem nevoie de o astfel de zi în care să celebrăm iubirea? E necesară o astfel de zi? Nici măcar nu e a noastră. De zile în cultura noastră și cred că orice cultură are o zi în care celebrează iubirea. Cred că avem nevoie să ne amintim de faptul că relațiile sunt importante și că e important să investim în relațiile noastre, nu doar timp și share-uri pe care ni le oferim unii altora de pe diverse rețele de socializare, cât și cuvinte frumoase și momente frumoase petrecute împreună. Și mi se pare, știi, cumva avem această, hai să spunem, mini-revoltă când vine vorba de această sărbătoare, care sigur este împrumutată, dar pe de altă parte nu avem grijă de relațiile noastre nici în restul zilelor. Și atunci cred că asta este specificul acestei sărbători, să ne reamintească de faptul că e important să avem grijă de relațiile noastre și să învățăm să celebrăm iubirea, care este până la urmă cel mai frumos lucru care ni se întâmplă. Care crezi tu că ar fi cele mai importante cuvinte pe care să le adresăm persoanei pe care o iubim, dacă nu în fiecare zi, măcar foarte des, ca să se simtă apreciată și să simtă că face parte acolo dintr-un întreg, dintr-o relație reușită? Primul lucru la care mă gândesc este: mă bucur că suntem. Și mie îmi place foarte tare această replică: mă bucur că suntem și că am reușit să construim împreună acest spațiu în care suntem amândoi, pe care îl împărțim și în cadrul căruia împărtășim multe momente. Pe de altă parte, cred că este extrem de important să învățăm să ne reamintim că avem nevoie să ne apreciem unii pe ceilalți, un lucru pe care nu le-am prea învățat. Și dacă ne uităm cultural, mai degrabă ni se adreseau oamenii din jurul nostru când făceam o greșeală sau când făceam o prostie sau când făceam o boacănă. Prea puțin în momentele în care făceam lucruri frumoase sau, mai mult decât atât, pur și simplu pentru că existăm. Adică de prea puține ori oamenii din jurul nostru au venit să ne spună: ce mă bucur că ești, ce mă bucur că suntem împreună, da, ce mă bucur că te am, ce mă bucur că sunt părintele tău. Și atunci cred că astea sunt niște nevoi care vin de departe și care în continuare sunt neîndeplinite, pe care avem așteptarea să le îndeplinim în relația de cuplu, doar că proiectăm pe celălalt aceste nevoi. Adică ne așteptăm ca el pur și simplu să vină și să ne spună lucrurile astea, pur și simplu pentru că suntem într-o relație. Și atunci invitația mea este să învățăm să ne oferim aceste aprecieri zi de zi pentru lucruri foarte mărunte. Și asta îi amintește minții noastre că ne bucurăm să fim împreună. Frumos spus. Mulțumim, Raluca. Pe de altă parte, să nu uităm pe cei care nu sunt într-o relație în momentul ăsta. Și mi-a făcut plăcere să descoper pe site-ul europafm.ro un ghid de supraviețuire pe care tu, Raluca, ni-l oferi acolo pe site. Și cum rămâne cu cei care sărbătoresc astăzi Independence Day, cum spunea cineva mai devreme? Nu am nici prietenă, nici prieten, nu am soț, soție, sunt singur. E o presiune pentru ei, nu? Cred că este o presiune pentru ei din perspectiva relațiilor de cuplu și asta spuneam și în articolul de pe europafm.ro, că într-adevăr din perspectiva relațiilor de cuplu este o presiune pentru cei care sunt singuri și care în mod natural tind să trăiască în anumite momente tristețe sau poate temeri, pentru că este ceva, se gândesc, este ceva neregulă cu ei, că nu sunt într-o relație de lungă durată așa cum poate sunt alții. Pe de altă parte, cred că această sărbătoare nu este doar despre a celebra relațiile de cuplu, cât despre a celebra relațiile în general. Și cred că acesta este locul în care am putea face diferența. Să ne reamintim că avem prieteni cu care putem petrece timp împreună, că avem familie, chiar dacă știu că uneori familia vine și întreabă: și tu, când o să-ți găsești pe cineva? Și poate prietenii sunt la cină cu jumătățile lor, ce ne facem?
Așa este și asta, sigur, poate produce suferință, însă cred pe de altă parte că nu putem, în momentul în care suntem singuri, nu putem trece peste această suferință, dar aș fi tare valoros să trecem prin această suferință. E foarte mare diferența între cele două aspecte, să trec peste ceva sau să trec prin suferința asta și să-mi dau seama ce mi se întâmplă. A trece prin suferință înseamnă să-mi dau seama că este o parte importantă din viața mea, tristețea este o parte importantă din viața noastră și să înțeleg până la urmă care este povestea relațiilor mele, oare de ce sunt acum în acest punct al vieții mele, oare ce aș putea face diferit de acum înainte. Păi la asta mă gândeam, pentru a ajunge la statutul ăsta de single sau singur, bănuiesc că la început ai trecut printr-o suferință și e foarte posibil că acum să spui, ah, ce bine, sunt singur, nu mai am nicio problemă. Uite ce am pățit. Da, există și posibilitatea asta să ne bucurăm de momentele noastre de, să spunem așa, singurătate sau momente în care nu suntem activ implicați într-o relație. Păi, mă gândesc că e mai bine, nu? Decât să fii într-o relație nefericită, mai bine singur, tu cu gândurile tale și cred că ești mai câștigat pe moment. Mai vin și momentele astea, când sunt sărbătorile de iarnă, când e Crăciunul, eu știu, când vine noaptea de Revelion, când vine Valentine's Day sau dragobetele, atunci, într-adevăr, încep să spui întrebări. Mă gândesc, dar rest... Așa este, sunt momente în care sunt câteva zile în an în care ne punem mai multe întrebări. În rest, nu e musai să se întâmple acest proces atât de intens pe cât se întâmplă azi sau de sărbători sau de anul nou sau mai știu ce alte momente. Și cred că și acel timp pe care îl avem pentru noi e extrem de important să ne înțelegem povestea relațională și să analizăm relațiile. Cred că, uite, ziua asta ar putea fi fix o invitație în zona asta de a sta puțin să te gândești oare... ce am făcut eu în relațiile mele, bune sau mai puțin bune, care e aportul meu într-o despărțire, de exemplu. Și cred că vine cu această invitație de a fi mai atenți la relațiile noastre Valentine's Day, nu neapărat la arăta iubirea doar într-o singură zi, urmând ca în următoarele zile poate să ne scoatem ochii pentru cadourile pe care ne-am fi dorit să le primim și nu le-am primit. Am păstrat bonul. Cât am dat eu și tu. Da, încă o dată, dacă sunteți singuri și simțiți nevoia să citiți ceva cu totul și cu totul util, vă invit pe europafm.ro la acel ghid pentru supraviețuire pentru cei singuri pe care Raluca Anton l-a scris pentru site-ul nostru europafm.ro și pentru cei care intră să îl citească acolo. Raluca, mulțumesc tare mult! Mulțumesc și eu! Și să ne reîntâlnim cu bine la psiholog și săptămâna viitoare de la aceeași oră, 17 și 10 minute. Seară bună îți dorim! Seară bună și drum cu prioritate! Drum cu prioritate cu Radu Constantinescu la Europa FM. Go,